Sistemul nostru solar. Soarele este o stea de mărime mijlocie. În centru, atinge temperaturi de 20 de milioane de grade Celsius, iar la suprafață, circa 5000 de grade Celsius. Volumul Soarelui este de 1.300.000 de ori mai mare decât cel al Pământului. Mercur se află la 57 de milioane de kilometri față de Soare, pe care îl înconjoară în 87 de zile terestre. Nu are atmosferă, nici sateliți. Pe fața însorită are 430 de grade Celsius, iar pe cea umbrită, minus 100 de grade Celsius. Venus se află la 108 milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 224,7 zile terestre. Are atmosferă, dar nu are sateliți. Este o planetă foarte fierbinte. La suprafața solului atinge 460 de grade Celsius. Este înconjurată de nori formați din acid sulfuric. Terra se află la 150 de milioane de kilometri distanță de soare, pe care îl înconjoară în 365 de zile. Are atmosferă și un singur satelit natural. Este singura planetă pe care se cunosc forme diverse de viață. Marte se află la 227,9 milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 687 de zile terestre. Are atmosferă și doi sateliți mici. Este o planetă rece, deșertică, pe care se presupune că a existat cândva apă. Jupiter se află la 778,5 milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 4332 de zile terestre. Are atmosferă și 67 de sateliți cunoscuți. Patru dintre aceștia au dimensiuni mari. Este cea mai mare planetă din sistemul solar. Saturn se află la 1429 de milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 10759 de zile terestre. Are 53 de sateliți confirmați. Unul de dimensiuni mari Prezintă numeroase inele de gheață și rocă. Uranus se află la 2871 de milioane de kilometri distanță de Soare, pe care îl înconjoară în 30688 de, de zile terestre. Are 13 inele și 27 de sateliți. Este o planetă foarte rece. Neptun se află la 4498 de milioane de kilometri distanță de soare, pe care îl înconjoară în 60.181 de zile terestre. Are șase inele și 13 sateliți, dintre care unul mai mare. Nu este vizibilă cu ochiul liber.